Am discutat un pic mai devreme despre drama taților de duminică, ce se întâmplă după divorțul părinților, în condițiile în care în România de cele mai multe ori copiii rămân cu mamele, ce se întâmplă cu tații care mai au doar maximum o zi la dispoziție în timpul săptămânii în care își pot vedea copilul. Cum pot păstra relația cu copilul lor acești tați de duminică? Aici cred că ar fi bine să delimităm puțin două cazuri care pot să apară. Sunt, pe de-o parte, acei tați care ei nu au timp și nu-și pot vedea copilul decât o zi pe săptămână, căsătoriți sau nu, pentru că sunt servicii cu anumită complexitate sau au foarte, foarte multe delegații, și sunt acei tați care în urma divorțului li se stabilește sau se convine cu partenera de viață la o zi pe săptămână. Ideal ar fi pentru copil, și ideal este timpul calitativ petrecut cu copilul și nu cantitativ. Evident, foarte, foarte puțin timp petrecut cu copilul nu ar fi în beneficiul acestuia. Pe de o parte. Pe de altă parte, ar putea acest aspect frustra chiar tatăl, că este prea puțin timp. Mult prea puțin timp. Când mama este cea care încearcă să îndepărteze copilul de tată. Aici avem o problemă. Dacă mama încearcă să îndepărteze copilul de tată, chiar în, dacă vreți, în accepțiunea maternității, acest lucru nu este tocmai de dorit. Îndepărtarea tatălui de copil spre a-și sancționa, să spun așa, fostul partener, nu este deloc un aspect de dorit, tocmai pentru dezvoltarea copilului. Dacă părinții își lasă puțin deoparte egoismul, ambițiile, orgoliile și pun pe primul loc interesul copilului, ar trebui ca acest timp să fie gestionat corect. Un copil trebuie să aibă parte de ambii părinți, atât timp cât ei sunt în viață. Și cât nu sunt decăzuți din drepturile părintești. Desigur. Ca să dăm și un aspect juridic problemei. Pentru părinții care încă sunt împreună, dar se ceartă, au conflicte dese, și care își expun copilul tensiunilor. Un copil nu trebuie expus tensiunilor. Un copil trebuie cât mai mult protejat și crescut, securizat afectiv, crescut într-un mediu cât mai stabil din punct de vedere al afectivității și o atmosferă cât mai bună. Familia este într-un fel datoare, dacă vreți, copilului. Copilul este un candidat la umanitate, este un proiect. Este un proiect în devenire. Dacă acest copil este expus unor tensiuni, el capătă o nesiguranță foarte mare. Nesiguranța că va rămâne cu un părinte, nesiguranța că va fi abandonat de unul sau de ambii părinți. Contează foarte mult să-i dăm echilibru copilului. Se discută despre custodia comună în ultima perioadă. Din punct de vedere legal, nu e cazul încă în România, dar se dorește acest lucru. Din punct de vedere psihologic, pentru copil, nu este derutant să petreci o săptămână cu mama, o săptămână cu tata? Depinde foarte mult de stabilitatea pe care părinții i-o pot insufla copilului. În momentul în care părinții pun pe locul 1, aș spune cu generozitate să pună pe acest loc 1 copilul lor, automat orice umbră de egoism, orice umbră de a sancționa partenerul pentru greșeli făcute ante divorț, toate acestea cad, pentru că până la urmă și interesul părinților este ca acest copil să nu piardă unul dintre ei. Mă refer la această pierdere, dacă vreți, și prin a nu mai avea același contact cu copilul, și să beneficieze de amândoi. Copilul câștigă beneficiind de ambii părinți, nu de unul singur. Care este impactul asupra unui copil? Un divorț dureros cu momente în care e folosit ca monedă de schimb pe este termen lung. Este foarte neplăcut când partenerii își obișnuiesc să se șantajeze unul pe celălalt cu copilul. Este un lucru absolut inadmisibil. Pentru că, până la urmă, un copil trebuie să aibă viața lui, o viață echilibrată, o viață frumoasă, o viață într-o anumită armonie.